Ajută cu ceva, că degeaba merem noi doi cu doamna, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Pentru că sunt sute de persoane care stau alături de dumneavoastră, ce mesaj aveți pentru ei? Eu vă mulțumesc tare frumos cine susține pe noi și stă lângă noi, tare frumos îi mulțumesc la toată lumea. Și din satul mare, și din Timișoara, că avem prieteni, colegi, Codlea și Clujul, și toată țara. Ce răspuns v-au mai dat cei de la spital? Încă nimic. Sperăm că o să ne dea și la noi un răspuns cu care suntem și noi mulțumiți, dar cred că așa ceva nu o să există. Ce o să aflați, că au grijă să nu aflați adevărul. În urma protestelor, ce trebuie să schimbăm? În urma protestelor, noi am vrea să schimbăm că alte familii care vin cu copii, cu o tată, o mamă, indiferent de vârsta ei sau cine, să poate merge cu inima curată în spitalul nostru, în satul mare, să nu mai pățim așa ceva, mă înțelegeți? Să intrăm așa cu sufletul în noi, că vai, sunt pentru noi acolo, nu contra. Ea așa a zice. Ați depus până acum plânge? Da, numai la spital. Încă nu, că cred că încă nici amul nu suntem reveniți și nimeni nu ne informează cum ar trebui. Eu, cum am zis, eu am încercat pe calele noastre, eu cu doamna numai. Nu-i lângă, nu zic că nu-s lângă noi sătmărenii sau din România tot poporul, dar nu știm unde să pornim, cum să facem în felul următor să fie bine, nu numai pentru noi, să sufletul nostru să fie odihnit, că dar noi am făcut tot pentru fiica noastră și pentru toți care o să vină după noi, că cum se zice, astăzi eu, mâine tu, cum i-o zici și la noi. Înțelegeți? Demisia! 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 Thank you.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.